Caz tragic. Un adolescent în vârstă de 16 ani a fost la un pas de moarte după ce a ținut o cură de slăbire drastică și a pierdut aproape 50 de kilograme în doar un an. Totul s-a petrecut în școala gimnazială de lângă Movileni, o comună aflată în proximitatea orașului Gălățean Tecuci. Conflictul a izbucnit între doi copii de 13 și 14 ani, transmite Antena 3. Potrivit martorilor, elevul de 14 ani, după mai multe îmbrânceli, ar fi scos un briceag din buzunar și și-ar fi înjunghiat de mai multe ori colegul de clasă în pauza dintre orele de curs. La fața locului, după un apel la 112, au sosit echipaje de la ambulanță. Copilul de 13 ani a fost transportat la Spitalul de Copii din județul Galați, iar elevul de 14 ani a fost dus la poliție, acolo unde, în prezența părinților, a dat mai multe declarații. Ulterior a fost lăsat să plece acasă până când anchetatorii vor stabili cu exactitate încadrarea faptei, după ce va ieși raportul medico-legal. Având în vedere că a împlinit 14 ani, elevul poate răspunde în fața legii și poate fi cercetat penal în funcție de cum vor încadra anchetatorii faptele sale. Acesta riscă să fie cercetat pentru tentativă de omor sau loviri și alte violențe. În timpul conflictului dintre cei doi, elevul de 14 ani ar fi scos din buzunarul pantalonului un cuțit tip briceag, cu lungimea totală de 13 cm pe care îl avea adus la școală de la domiciliul său și l-ar fi lovit pe celălalt elev în zona abdomenului, provocându-i leziuni. Se arată în comunicatul trimis de poliție, relatează mesajul.ro.